legi spune că universul e mental și că în funcție de densitatea materiei, respectiv de la mai puțin densă la densă, de exemplu asta e energie foarte, foarte densă și că, de exemplu, cea mai puțin densă energie este conștiința și viața. Și că, fiindcă universul e mental și că ce e în exterior e doar o proiecție a ceea ce este mintea mea, el a spus așa că în universul ăsta mental sunt mai multe planuri între care există corespondență. Da? Și, de exemplu, dacă ăsta e planul mental, ăsta e planul emoțiilor, și ăsta e planul fizic foarte, foarte concret. Există corespondență între planurile și există o lege a gestației care spune că orice schimbare, orice sămânță pusă în planul mental, de exemplu, într-un anumit timp tinde să se egalizeze, să se ducă în toate planurile. Ce vreau să vă spun cu chestia asta? Că, de exemplu, dacă am o idee, până la urmă ea tinde să se manifeste.